Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit probabil la știri despre ultimul scandal în privința vaccinărilor la chiuvetă, cum li se spune, din România. Descinderi de amploare și rețineri după ce procurorii au început să ancheteze o afacere de emitere de certificate false de vaccinare care se desfășura în nord-vestul țării. Mai precis, la centrul de vaccinare de la Vama Petea. Angajații liberau certificate false de vaccinare contra 2-300 de euro bucata. În această primă fază, anchetatorii iau în calcul aproape 3000 de certificate false. Bun, acum... Se adună ceva bani dacă le înmulțești cu 2-300 de euro? Da, să precizăm că nu este vorba că zicem centru de vaccinare de la Vama Petea, toată lumea s-a gândit la Vameș, dar nu Vameș și nici polițiștii de frontieră nu făceau aceste vaccinări, ci personal angajat de direcțiile de sănătate publică, de DSP-ul local și de Consiliul Județean. De altfel, aceste două instituții am auzit că dau vina una pe cealaltă acum. Cei de la Consiliu spun noi doar finanțăm. Nu e treaba noastră. Cei de la DSP spun... Consiliul Județean nu se ocupa acolo de organizare, nu noi. Noi nici nu știm cine lucra acolo. Deci, o rușine de organizare. Bun. În acest dosar, 5 persoane au fost deja reținute, sunt vreo 19 suspecți, probabil urmează și altele să fie reținute, plus detalii despre această nouă afacere sordidă, în care, să spunem, de-a dreptul niște ticăloși s-au gândit să facă ceva bănuți, ilegal, din îmbolnăvirea și uciderea altor oameni. Și nu e nici măcar singurul caz, din păcate. Nu de mult, țineți minte, au fost descinderi la un centru de vaccinare din București, la centru Neghiniță, în sectorul 2. Da. Unde la fel angajații eliberau contra cost certificate false de vaccinare. S-a mai întâmplat și în alte locuri, în Mehedinți, în Prahova, prin Timiș, mă rog, din păcate pare să fi devenit în țara noastră un fenomen. Și vedeți diferența, că am dat recent o știre din Grecia, unde și acolo există tentația asta de a cumpăra un certificat fals de vaccinare, din păcate. Da, acolo medicii, mă rog, ăia au luat banii, dar în loc să-i injecteze cu ser fiziologic, au avut, cum cereau ăștia, au avut această minimă responsabilitate socială și umană până la urmă și au făcut vaccinul adevărat. Adică, știi? Bun. Acum, sunt câteva lucruri de spus despre ce se întâmplă în România cu povestea asta cu vaccinarea la chiuvetă. În primul rând, să eliberezi certificate false de vaccinare e o ticăloșie fără margini, fără niciun fel de îndoială. Persoanele nevaccinate împotriva acestei infecții, cu rată mare de mortalitate și de îmbolnăviri severe, sunt de zeci de ori mai expuse îmbolnăvirii grave și decesului decât cele vaccinate. Acestea sunt fapte științifice, verificate în lumea reală, deja pe miliarde și miliarde de cazuri de oameni care au fost vaccinați. Poți să fii conspiraționist și antivaccinist cât vrei. Faptele științifice sunt clare și incontestabile. În rest, treaba ta ce faci tu pe Facebook. Dar știința este una și ce e în capul tău pe Facebook e altceva. Să împarți documente oficiale care atestă în mod fals vaccinarea înseamnă să contribui în mod activ la întreținerea epidemiei, la îmbolnăvirea altor oameni și foarte probabil și la moartea unora dintre aceștia. Bun, apoi aici nu e vorba nu doar de ticăloșie, ci de prostie consolidată. Adică cum îți poți imagina că vei comite mii de falsuri, că vei împărți la mii de necunoscuți documente false pe șpagă și nu vei fi prins. Cam ce e în mintea ta când te gândești? Facem o chestie de asta. Certificate false la toată lumea. Ilegal? Lasă că nu o să spunei. Mii de oameni. Cum să nu? Ești prost? Adică, sincer, altă întrebare nu am pentru oamenii care fac asta. Băi, ești prost când faci așa ceva și te gândești că nu vei fi prins? Cât de tâmpit să fii totuși. Ce-ți imaginezi? Că nimeni nu va vorbi, că nimeni nu va intra în bucluc cu documentele false de vaccinare? Firește că primul lucru care s-a... Unul la mână, ei au vorbit toți între ei. Și au vorbit cu rudele și s-a aflat... Pe asta se bazează știe, afacerea în sine, pe recomandarea din gură în gură. Da, noi în țara asta trăim clipa, în general, ca oameni. Trăim clipa, așa, da? Așa și ăștia, dacă au văzut că fac bani. Cum a fost cu altele, cu certificate de handicap, cu pensionări anticipate în țara asta. Au fost multe. Și de fiecare dată ți-ai fi pus problema. Bă, ok, au pensionat anticipat un om, 2, 5, sau erau alea certificate de nevăzător. Da, industria asta. Ok, nu văd 1, 2, dar nu văd sute de oameni, adică exact. Nu te trezești un semn de întrebare deci, la un moment dat. Asta cu trăiesc clipa, îmi pare rău, e o scuză.
Este clipa la modul că dacă acum pot să fac bani cu certificate de astea, acum trag tare și fac cât și nu, bani pot. Și nu te gândești că ce te prinde și ajungi la pușcărie, îți face dosar penal, ai cazier, ești ratat din punct de vedere profesional. Oamenii au atât de exemple în societatea asta de oameni care au furat milioane. Da, sunt câțiva totuși care au furat milioane și au avut în continuare succes. Majoritatea, după ce trec printr-o astfel de experiență, sunt ratați pentru toată viața. Că dacă ai cazier, nu te mai angajează nimeni. Corect. Adică degeaba te uiți tu la Gigi Becali, care a făcut pușcărie și e în continuare milionar. Asta este o excepție, totuși. Faptul că sunt câțiva care au făcut milioane și au reușit după aceea să-și păstreze o parte din averi, nu înseamnă că toți cei care fură își păstrează averile. Imensa majoritatea celor care fură sunt prinși cu adevărat în această țară, deși noi credem altceva, și sunt după aceea ratați, din punct de vedere profesional. Ai familie, ai copii, nu nimic, o să ai și cazier. Unde te mai angajezi cu cazier? În foarte puține locuri, că nici hoții ăia care fură milioane nu au genul ăsta de solidaritate între hoți. Adică, crezi că Gigi Becali verifică, ia să vă mai ai cazier, te angajez. Nu! Cu siguranță și milionarii ăștia se feresc să angajeze persoane cu cazier. Bun, revenind, primul lucru care s-a petrecut a fost că vaccinații la chiuvetă, unii dintre ei, mulți dintre ei s-au îmbolnăvit grav și au ajuns la spital. Unde, evident, ce au făcut? S-au rugat de medici să-i scape de moartea prin sufocare. Că așa mor acolo, prin sufocare. Iar medicii au întrebat, păi nu ești vaccinat ca să-ți dau tratamentul potrivit? Păi nu, domn doctor, să vedeți, de fapt, e în fals. Deci, o asemenea atitudine împotriva propriului tău simț de conservare este realmente neinteligibilă. Bun. Și în fine, cumva, iar am ajuns să fim priviți noi românii, îmi pare rău că trebuie să spun asta, ca golanii și primitivii Europei. Din pricina câtorva ticăloși care încearcă să fraierească sistemul. Cazurile cu români prinși în alte țări cu certificate verzi false au început să fie relatate tot mai des în presa internațională. În Italia, de exemplu, care are politici foarte stricte pentru folosirea certificatelor verzi, unii oficiali din domeniul sanitar cer deja să fie impusă carantină românilor și româncelor care vin din țară la muncă acolo, tocmai pentru că sunt atât de multe certificate false de vaccinare și ăștia se îmbolnăvesc. Și își îmbolnăvesc după aceea bătrânii de care trebuie să aibă grijă, de exemplu. Presa internațională mai observă și că, în mod suspect, mortalitatea în rândul românilor care se declară vaccinați este semnificativ mai mare decât în restul lumii. Adică ce-o fi aici? Aici, în grădina Maicii Domnului, ce este? O tulpină mai agresivă cu ăștia? Nu! Asta înseamnă, evident, e la mintea cocoșului, că acești români foarte inteligenți care au mințit că-s vaccinați, s-au îmbolnăvit după aceea grav și au murit ca nevaccinații, cu tot certificatul lor fals, că boala nu se lasă păcălită de șmecheria asta, chiar e chiar primitivă. Ieri colonelul Valeriu Gheorghiță a declarat că vaccinarea la chiuvetă nu face altceva decât să decredibilizeze România și corpul medical românesc, la nivel european și mondial. Și este perfect adevărat. Citez, vaccinarea în România, spune domnul colonel Gheorghiță, este o problemă de siguranță națională. Și dacă cineva nu a înțeles acest lucru până azi, are o mare problemă. Trebuie să înțelegem că nu ne putem juca cu lucruri care afectează grav sănătatea oamenilor și afectează grav credibilitatea României pe plan internațional. Și eu aș vrea să văd aici înăsprirea legislației pe acest subiect, pentru că altfel nu cred că se poate. Că realmente nu este deloc de glumit cu povestea asta. Știți ce avem aici? Din nou, descurcăreala românului, care crede că a încălcat legea e cumva semn de inteligență, nu de prostie și de imoralitate. Românul ăla care crede că el trăiește clipa când fură acum un pic, că poate nu-l oprinde nimeni. Asta, încă o dată, nu e semn de ceva, nici măcar de inteligență infracțională. Că în lumea judiciară există anumite remarce de genul ăsta. Bă, ăsta are inteligență infracțională, perversă. Nu, ăștia n-au nici măcar inteligență infracțională. Împart mii de certificate false la mii de oameni pe șpagă și își imaginează că nu o să fie prinși, că nu o să li se întâmple nimic. Și întrebarea este dacă ne putem schimba cumva. Sau dacă ăsta cumva, ăsta este destinul nostru, să rămânem mereu ultimii așa în lumea civilizată, din cauza unora, din cauza celor care nu reușesc și nu vor să se comporte civilizat responsabil. Eu încă mai sper că ăștia sunt doar o minoritate în această țară, deși sunt foarte multe exemple, mai ales în ultimul timp, care mă contrazic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.